Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Intrăm din plin pe decizia invitatei din această seară. Ruby. Hai. Uitați-vă voi pe cineva. Hello. Foarte bine. Bună ziua. Bună ziua. Bună. Bine ați venit la cea mai tare emisiune de pe planeta Pământ. Oficial sunteți cei mai tari șefi de pe planeta Pământ. Felicitări. Eu sunt Mulțumim. Ruby. Sunt emoționată să vă cunosc. Și noi. Și Ruby, încântătoare, veselă. Eu zâmbesc și eu acolo, dar nu că e zâmbetul meu. Ți-am spus că și ei sunt emoționați? Uite, un cuvânt nu poți să smulgi de la ei. Se gândesc doar ce note le-ai dat. Eram încordat, eram stresat, eram... Chef Saudner, de ce sunteți supărat? Păi, pentru că ți-am spus că nu vreau să fierbe mult, pentru că, uite-te, așa face el că are emoții. Sper că v-am dat nota 5 ca să și vă readucă zâmbetul pe buze. Și eu sperăm. E unica chestie care poate să lărăm ca să poată să treacă ziua mai bine. Dacă vreți să mă vedeți fericit, nota 5 îmi trebuie. Le dăm în ordine, Irina? Cum vrei tu? Să facem asta? Tu ai gustat, tu ai jurizat, tu ai făcut clasamentul. Haide să dăm de la 4 ca să nu... Te rog. Să începem de undeva de la înălțime, totuși. Haide. Preparatul cu... 4 puncte a fost un preparat foarte interesant, așa. A fost o supică, o supiță de... Sivas. De Sivas, Chef Zaki. Știți mai bine, nu? Da, shabu-shabu cu ponzu, dashi, kasubushi. Și era ceva cu bonsai. Cu bonsai, da. 4 puncte, Chef Zaki. Și am fost fericit că 4 puncte erau mai bune ca 2. Și nu e o chestie de farfurie. E o chestie și de gusturi și de cine vine. Nu așa de ușor. Va bine. M-ai luat-o, ești fericit. E bine. Eu vreau tigaia de 5 puncte. Deci e bine. Un om eliminat. 3 puncte. Habar n-am cui, chiar aș fi... Eu credeam că Irina o să-mi spună. Dar nu, habar n-am cine a făcut, nu care dintre voi a făcut rățușca aia. Șef Orlando! Făceam acmac lângă hash brown ăla foarte bun. Mulțumesc mult de tot. Nu trebuie să spun. Mersi mult. 3 puncte. Ce... Orlando deja s-a dus în depresia lui. Deci mă gândeam, dacă i-a plăcut ce a gătit Ștefan, o iau razna. Acum am zis, păi, dacă pierd la colțunaș cu farfuria mea, nu prea. Irina, hai să dăm 5, că nu vreau să întristez pe nimeni cu 2. Oricum este timpul să spunem cine a luat amuleta. Să le spunem care e amuleta. Da. Da, 2 puncte și 5 puncte. E cu carusel ăsta, ești sus, e fum, pom, nici nu știi cum să spun, adică... E bine și nu, da, e bine că încă am șansă la amuletă. N-aș fi crezut că o să fie așa de simplu să aleg preparatul care îmi place cel mai mult. Și n-aș fi crezut că sunt așa surprinzătoare eu pentru mine, adică asta e 5, da? Da. 5 puncte, tigaia de aur. Da, și amuleta. Și amuleta. Aici. Aici? Aici, să știi, atunci, da. Atunci o așezi aici în față. Deci vreau să știu, te așteptai? Da, nu, pentru cred că ai gustat, te-am văzut, ai avut o reacție. A fost o surpriză farfuria asta pentru mine. Când am început degustarea, ochii mei trăgeau cel mai tare către farfuria cu hash brown, dar odată ce am ajuns la farfuria asta, aș fi rămas acolo în loc. Șef Popescu, îmi pare rău. Vă știu de la televizor. Du-te, supărare, du-te. Șef Sauter. Băi, nu cred, nu. A fost așa o descărcare. Această amuletă îmi dă și o energie și o panică, dar și o satisfacție cum rar trăiesc. Foarte bun. Olandezul ăla cu wasabi e terat și mie mi-a plăcut. Cu verde, așa cum mără. Ăla. Mi-a plăcut foarte mult, Șef Orlando. Mulțumim. Nu dar trebuie nu, să spară. Nu pare rău, că-mi pare bine, data viitoare o să vin numai cu note de 10. Se întâmplă ceva? Ceva ce nu înțeleg. De data asta o să iau partea pozitivă. Am mai crescut un punct. Mamă, ce nevoie aveam de asta. Acum era... Bravo, șef, felicitări. Le-ai luat-o de sub nas, șef. Am luat 2 puncte, merg mai departe. Eu sunt un învingător. Cât
câteodată, știi, realitatea nu e cea de pe teren, cam așa cum se spune. Sunt niște șefi foarte talentați și este foarte greu și să fii perfect nu ți-ajunge. Lăsați, șef Alexandru, că nu ți-ajunge este, o să fie un sezon lung, să știți, adică mai aveți. Eu știu că e sezon lung, dar... Ei, nu, mai aveți și până la sfârșit, vă zic eu că luați toți Michelin. Michelin pentru toți. Amulete per... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.